Da, vă spuneam că Tudorel Toader, ministrul Justiției, a publicat astăzi lista cu cei care au avut acces la informațiile secrete din arhiva SIPA. Între aceste persoane se distinge un domn, Florin Teodor Andronache, fost consilier al ministrului Robert Kazanciuc, care în declarația de avere din august 2013 menționa că a încasat venituri de la Serviciul Român de Informații în calitate de ofițer, iar în declarația de avere din ianuarie 2014 a indicat UM0735 Ploiești, care aparține SRI. Acesta este domnul Andronache. O să vă dăm mai multe detalii, pentru că e interesant cum a ajuns ofițer la SRI și mai ales o întrebare de bun simț, zic eu, ce căuta în arhiva SIPA totuși. Dar e interesant ce a spus domnul Kazanciuc. L-au trimis să schimbe un bec acolo. Haideți să ascultăm. N-au avut acces la niciun document, la absolut nimic din arhiva SIPA. A fost o operațiune strict administrativă. Camerele de luat vedere indicau o defecțiune a sistemului de iluminat. Au intrat, au văzut ce se vorba, au schimbat becul, toate sigilele erau intacte de la camerele efective și au părăsit locația consemnând într-un proces verbal. Nu știau dinainte despre ce este vorba. Putea să fi fost cine, să fi pus acolo ceva în sistemul ăla de iluminat. El a supravegheat, nu a schimbat becul. Cum? El a supravegheat operația. Ce au făcut acolo, cei patru sunt responsabili. Nici nu știu unde este arhiva SIPA. Andrei Bădin, cât de credibilă e informația asta că l-a trimis pe domnul ofițer să schimbe becul? Deci au făcut o comisie să schimbe un bec. Și o echipă. O echipă, domnule. S-au dus acolo să unul ținea scara, te doare unul capul. Ținea becul. Mă rog, dar cine este personajul, omul? Florian Andronache a debutat ca subofițer la unitatea celebră UM735 din Ploiești, în calitate de subofițer, unde timp de 10 ani a stat chiar la poarta instituției. Deci era un fel de portar al unității respective. Acolo a fost remarcat de șeful SRI Prahova, un anume domn Marin Constantin, fost șef, care a fost dat afară cu mare scandal la SRI Prahova în 2006. Și atunci l-a luat domnul Constantin și a zis să-l facă ofițer. Și în 2008 l-a trimis la școala celebră de la Grădiștea, unde acest domn a și făcut școala de ofițer. Mai apoi a fost angajat în sectorul W al SRI, combaterea crimei organizate. Deci el acolo s-a ocupat. Apoi a ajuns, prin detașare, consilier al ministrului Robert Kazanciuc, care nota bene este nașul lui de colonie. Și cel mai interesant e că în perioada în care era consilierul domnului Kazanciuc, domnul acesta Andronache era văzut foarte des la Serviciul Român de Informații, la direcția juridică, la celebru general Dumbravă, cel cu câmpul tactic în justiție. Deci era o încrengătură, un binom, un tandem, cum vrem să spunem, care probabil că acest domn făcea, avea rolul de curea de transmisie între SRI, unde era ofițer, între nașul lui, care era și șeful lui, ministrul justiției, și ala cu câmpul tactic de la Serviciul Român de Informații. Deci așa poate înțelege mult mai bine exact care a fost rolul lui, fiindcă eu nu înțeleg și cum poate un ofițer SRI să fie în același timp și consilier al unui ministru, fie el și al justiției. Înseamnă că avem o problemă. Acum, cu regulamentele interne și cum au schimbat ăștia becul și aici domnul Kazanciuc o cam dă în bară un pic. Fiindcă eu știu că articolele de lege cu totul altele, dar nu intrăm în această dispută, că nu cred că și-ai rostul. Oricum, ei se uitau, așa spune domnul Kazanciuc, pe niște camere de luat vedere care erau înăuntru și după șase ani de la ultima vizită cu Ivan, acea arhivă, ca așa înțeleg eu, și-au dat brusc că fâlfâie becul. Și-au zis, băi, ăsta, Andronache, serii, că tu știi, tu te schimbă becul. Că nu mai, că fâlfâia, așa zi, mă, Kazanciuc. Fâlfâia, ăsta s-a dus. Deci arhivele astea sunt sigilate, da? De ce e nevoie de lumină acolo? Nu, el așa a explicat că întrebarea logică era, domnule, dar cine era înăuntru de te-a sunat să spună că nu merge becul? E, domnule, am camera de supraveghere înăuntru și le urmăream. Și dacă se ardea, care era problema? Nu știu care era problema, nu putea să urmărească. Dar interesant, repet, este legătura acestui doi Andronache cu SRI-ul și cu generalul Dumbravă și poate așa ne explicăm. Nu, dar eu credeam că ei urmăresc ușile alea sigilate, sigiliile, să nu dea cineva atacul, nu în interior, adică, mă rog. Bine, și aici putem vorbi foarte multe, fiindcă și în aceste rapoarte... Așa, și pentru treaba asta trebuie să faci comisie? De ce n-au făcut comisie din electricieni sau din persoane care... Păi, la regulament scrie că trebuie trimise persoane care știu despre ce e vorba. Bine, că trebuie să aibă warning și toate nebuniile alea. Dar erau la penitenciar acolo, unde e arhiva. Adică bănuiesc că sunau pe unul și spunea, bă, vezi că s-ar zbec în camera aia. Du-te cu ăla care are sigilul, nu-i sigilul, fără de la, cum se cheamă, proces verbal, îi schimb becul și e plecat. Ideea este că din aceste date de domnul, tot de-a lipsit niște amănânte interesante. Domnul, ok,
cât timp a stat, au stat fiecare din ăștia care au stat în arhive. Există un opis, ce documente a verificat, cum pune lege, așa scrie la lege, nu domnul avocat, nu? Trebuie să spui, am intrat și am făcut X, am consultat dosarul X, Y, Z. Nu există așa ceva, cum nu există nici la aia Dănile și alții, care la aia nu există nimic. La aia nu știm ce au făcut acolo, habar n-avem. Când au intrat, cât au stat, cu cine au fost, datele sunt neclare. Și în acest raport cu vizitatorii cei 22, perioada aceea nu există. Nu stă în picioare, asta pe mine nu mă convinge. Mă rog, poate să spună orice, că s-a stricat becul, nu mă interesează. Asta nu e o temă, să trimiți un ofițer țării. Și atunci ce l-a trimis? În 2013. Păi de ce l-a trimis? Ce căuta la el consilier, la dita mai ministrul justiției? Păi, și asta e problema. Deci, de ce ca să fie acolo, sigur, nu știu, pot să bănuiesc, dar n-am de unde să știu exact. A luat ceva documente de acolo? Putem să presupunem că a făcut asta? Ce zice s-o doamna avocat? S-o fi... Păi vorba domnului avocat în pauză, acum, ce poate să fac un ofițer de informații într-un loc, nu? Caute informații, că doar nu era să schimbe priza. Becul în cazul de față. Numai așa, după titulatură, un ofițer de informații trebuie să aducă informații. Păi, da, tu nu ai cum să scoți informații de acolo. Nu. Nu ai cum să scoți informații de acolo în mod legal, dacă respecti procedura. Pentru că persoanele ce intră într-o încăpere, ce poartă un grad de securitate, secret, secret de serviciu sau SSID-ul strict, secret de importanță deosebită, trebuie să aibă o anumită calificare, să dețină anumite autorizații certificate pentru a pătrunde în acea încăpere. Iar când vorbim de încăperi unde avem totuși informații clasificate, vorbim totuși și de un acces în 2013-2012 care s-a făcut cu cartelă magnetică. Corect. Și atenție, acest ofițer nu era specialist pe documente clasificate. Deci nu avea nicio pregătire în domeniu. Dacă era unul care știa să zici, domnule, a lucrat pe documente clasificate, ok, hai că-l trimiți. Dar pe unul care nu avea nicio treabă, în esență, cu subiectul. Și văd că domnul Cazaciuc înțeleg că în continuare o dă la întors, că nu e rudă cu el, că nu știu ce. E nașul lui de cununie, să nu mai... Nu e rudă de sânge asta. Nu e rudă de sânge, da. Omul se numește afinitate. Da, mă rog. Doamne Lele, ce ziceți? Eu cred că dincolo de toate aceste amănunte e important un lucru, că se dovedește cât de actual este ceea ce spunea Napoleon în urmă cu 200 și ceva de ani, că orice subofițer de... chiar și de servicii secrete, are bastonul de marșal în ranță. Probabil de față, doar să ajungă la ușa potrivită, la momentul potrivit, la nașul potrivit. Și la nașul potrivit. Știi ce se întâmplă? Situația este următoarea. Într-adevăr, după apariția acestui subiect cu SIPA, începem să punem o umbră asupra activității unui serviciu de informații. Să știți că și serviciile de informații au fost benefice până la urmă să oprească acele comportamente a unor magistrați, da, care aveau relații personale cu uneori persoane pe care le cerceta. Au fost situații descoperite și au participat prin obținerea acestor informații, s-au sesizat organele de abilitate, parchetul și respectiv structurile specializate, ministru când era cazul, că persoana respectivă care avea un dosar și judeca pe X și Y avea o relație de prietenie sau nu doar de o prietenie, o relație intimă cu una din părți. Avea un interes procurorul X cu cealaltă parte care urma să obțină anumite beneficii. Și asta e viața privată sau ce? Asta este diferența. Dacă într-adevăr verificarea vieții private a dat informații necesare îndepărtării corupției din sistemul justiției, atunci nu putem să spunem că informațiile respective trebuiau ascunse și nu trebuiau folosite ca atare. Până la urmă ne dorim cu toții ca atunci când vorbim de un judecător să găsim la el imparțialitate, obiectivitate și să nu găsim elemente de șantaj. Pentru că un judecător care are elemente de șantaj în spate, acela nu mai poate judeca în niciun fel imparțial și obiectiv. Aici este marea problemă. Dacă într-adevăr cel care a avut informațiile respective, informații care puteau produce cercetări penale, nu au sesizat organele statului să efectueze o cercetare față de magistratul respectiv, ci le-ar fi folosit în scop de șantaj, gândiți-vă că persoana șantajată care ar fi fost magistrat, grefier, era destul de greu să facă o sesizare, pentru că aducându-i se la cunoștință un comportament indecent sau imoral din viața sa privată, în momentul când făcea sesizarea că cineva ar fi dorit să-l șantajeze, exista vădit riscul ca informația să ajungă cândva la public.
Și de aceea nu veți întâlni foarte multe sesizări de asemenea natură. Dar, în schimb, găsim dosare în care judecători, procurori au fost chiar cercetați și condamnați pentru faptul că au săvârșit fapte de corupție. Da. Păi, apropo de acest domn, era un amănunt, deci a lucrat la această divizie combaterea crimei organizate, W, cum îi zic ei, subordina unui domn numit Florian Paiș, care apare și în Hexifarma, printre altele. Lume mică, serii și Hexifarma, nu e atât de greu să faci o deosebire dintre ele, de la locul unde funcționa firma până la locul unde a murit. Domnul procuror ne povestea despre interesele serviciilor și autorităților în mega afaceri. Văd că s-au menținut, adică v-au înlăturat pe dumneavoastră, au mai înlăturat și pe alții și și-au văzut în continuare de afacerile astea bănoase, dacă tot găsim personaje interesante în dosarele astea. Dar spuneți-mi, domnule procuror, știți cazuri din jurul dumneavoastră, din magistratură, oameni care s-au confruntat cu aceleași probleme, cu note din astea, cu... Da, dar nu neapărat serviciile de informații sunt cele care au folosit apoi aceste informații compromisătoare împotriva magistraților. Din activitatea mea de avocat am avut trei cauze în care am întâlnit astfel de situații. În două dosare era vorba de magistrați, unul era judecător, celălalt procuror, și un alt dosar în care era vorba de un ofițer de poliție, un ofițer superior de poliție. În interceptările pe care organele de urmărire penală le-au efectuat în dosarele respective, au apărut și convorbiri ale respectivilor justițiabili cu persoane care nu erau soțiile dumnealor și care ușor se putea constata că erau fie amante, fie prietene sau mai știu eu cum să le spun. Ei bine, aceste chestiuni, deși ar fi existat obligația înlăturării lor din dosar, pentru că n-aveau legătură cu obiectul dosarului penal, au fost folosite de domnii anchetatori, nu mă sfiesc să spun, sunt cei de la DNA și pot să spun, pentru că de vreme ce e vorba de trei dosare diferite, se poate vorbi deja de o practică. Le-au folosit chemând la parchet amantele. Doamnele. Da. În primă fază. Și doamne căsătorite, necăsătorite, doamnele fiind soțiile celor care la momentul respectiv doamnele erau cercetate. Și le-au spus doamnelor că vedeți că soțul... Soțul are prieten, are iubită, are amantă. Vai de mine, dar și ce ca să, legătură ca să le Dumnezeu supere, să le nerveze, să zic că el, las că zic eu de el nenorocitul, ce a făcut, nu? Este o practică extraordinar de periculoasă și eu mi-am reproșat că nu i-am acordat atenția cuvenită pentru că în calitate de avocat te apleci mai mult pe chestiunile tehnice din dosare și chestiunile acestea ești tentat să le privești așa, că au un caracter mai mult anecdotic, dar în realitate era o chestiune de o perversitate deosebită. Păi asta vreau să înțeleg. Doamnele s-au simțit supărate și au început să scrie? În momentele respective ești foarte singur. Te bazezi doar pe familie. Și în momentul în care organul de urmărire penală atacă această ultimă redută pe care te bazezi, suntem în prezența unei chestiuni de o gravitate deosebită. Aceasta s-a întâmplat la parchetul, la DNA Oradea. Persoanele care au fost vizate de astfel de practici, după ce am înțeles că este o practică, mi-au spus că pot să vorbesc despre aceste modalități de lucru ale DNA-ului. Da, e o practică, și că de vreme ce apare în trei dosare diferite și că urmele, de altfel și eu le am, pentru că toate sunt probe în dosare,
pot fi oricând puse la dispoziția celor care ar pune sub semnul îndoielii ceea ce. Da, domnule procuror, informațiile astea erau adunate de cine? De, erau din, de din Arhiva SIPA sau erau serviciile actuale? Că nu doar serviciile de informații lucrează la modul acesta ordinar. Iată că și cei care ar trebui să aibă... Unde știau că ofițerul are amantă să cheme amanta la... Din interceptări. Interceptări care erau administrate în dosarele penale. Și culmea, ca să vedeți până unde merge nesimțirea, văzând că între timp unul dintre clienții mei vorbise cu soția și o pusese în gardă, vezi că ăștia ori să vină și o să spună de nu știu ce, văzând că nu reacționează soția, au chemat-o pe amantă. De față cu soția? Nu, de față, nu, separat. Întreb. Ei, așa. Au chemat-o pe amantă și i-au spus, mai, tu știai că ești singură, dar uite că mai umble cu încă... Da, un solo spot, 10 secunde și revenim. Da, ne-am întors, așadar, povestea asta cu amantele exploatate de procurori, ca să ajungă exact. La... Ca să ajungă la rezultatul dorit, aceea de a-l șubrezi psihic pe justițiabil, pe cel cercetat, să-l ducă în situația de a achiesa la tot ce este... Deci la nevastă îi spunea că are o amantă, la amantă îi spunea că are și alte amante. Aha, și ca să înțelegem exact. Și amanta respectivă este dispusă să vină și să spună ce i s-a întâmplat. Urmele există nu numai în dosarele de urmărire penală unde găsim interceptările, ci inclusiv în registrele de acces în parchetul respectiv, unde apare că a fost... Și dacă o vedea cineva intrând acolo, că la noi la București, mă rog, e mai des de la noastră, la oraș, dar nu stau ăia cu camerele acolo, vedea pe o doamnă intrând acolo. Și aia ce era să spună când a ieșit? M-a chemat că amantul m-a înșelat cu amanta, nu? Nu toată ce? Lumea să vadă cine intră și cine iese. La București mai stă acolo. E un efort mare. Da. Spuneți-mi, s-au distrus și familii ca urmare a practicilor acestora? Posibil. Unul dintre cei despre care vorbeam a divorțat, celălalt a găsit înțelegere din partea soției, iar al treilea este încă într-un armistițiu din ăsta care nu știu cum se va încheia. Da, înțeleg că poveștile astea amoroase sunt extrem de exploatate de către procurori. Merg pe linia asta emoțională foarte mult. Ce alte laturi mai sunt exploatate așa? Să nu înțelegeți că orice parchet procedează la fel. Parchetele obișnuite care au competența asupra unor infracțiuni ce nu prezintă foarte mare importanță, procedează după dispozițiile codului de procedură penală și nu apelează la astfel de practici. În schimb, acolo unde interesele sunt foarte mari, acolo unde se încearcă lovituri de imagine, acolo unde se încearcă să se facă demonstrații și să se spună acest caz este exemplar, acolo nu au absolut nicio limită și nu au nicio reținere să procedeze în acest caz. Dar eu vreau să mă lămuresc cu un lucru, că a spus în prima parte a emisiunii despre cum se făcea un dosar SIPA cu SRI, 2 și un sfert și așa mai departe. Exista un protocol, așa cum știm noi în zilele noastre, între aceste instituții? Sau lucrau... Până la urmă s-a dovedit că existau astfel de protocoale. Această chestiune a fost în presă o perioadă destul de scurtă, până să apară alte teme care au pus-o în umbră. Cred că au existat astfel de protocoale, eu nu am avut acces la ele, nu pot să zic. Dar cu oameni care au lucrat în SIPA ați vorbit vreodată? Da, am vorbit pentru că exact am vorbit recent, săptămâna aceasta, pentru că am vrut să văd, domne, ce se întâmplă de fapt? Păi spuneți-mi și noi, ce v-au spus? Acești oameni. Ce puteți să spuneți, evident. Exact ce spunea și distinsul meu coleg, este o instituție care a fost necesară, era o instituție care funcționa legal, exista cadru creat de legea 51 din 91 privind securitatea națională și era concepută ca un fel de supapă de siguranță, ca un fel de vas de
expansiune pentru presiunile care se acumulează în penitenciare. V-au povestit acești oameni cum urmăreau concret un judecător, cum modul de lucru. Și dacă aveau comenzi, nu știu, despre așa. Politicieni de la Ministerul Justiției, de unde venea? Fol pe Ionel. Politicieni, da. Deci, informațiile respective veneau foarte ușor spre ei, pentru că majoritatea proveneau din mediul în care erau discutate astfel de probleme, în mediul polițienesc. Știau cine sunt judecătorii, cine sunt avocații, cine sunt procurorii, cine sunt justițiabilii și foarte ușor puteau să facă anumite conexiuni. Informațiile respective le trimiteau apoi fiecare în mod direct structurii centrale cu o propunere de a fi sesizate anumite instituții, iar hotărârea era luată la nivel central. Culmea, deși acum se vorbește despre SIPA ca fiind, știu, un bau-bau național, în realitate erau foarte puțini. La Oradea erau 5 oameni, de exemplu. La Cluj erau tot 5-6 oameni. La satul mare, Bistrița, Baia Mare, erau unde câte un singur lucrător SIPA. Înțeles. Dar acum unde lucrează? Păi, majoritatea am înțeles că s-au pensionat atunci, în 2006. Nu, dar restul, pe mine, de la ei au rămas activi. Iar parte dintre ei au rămas în acel nou organism care funcționează în cadrul ANP, ca direcție antiterorism și anticorupție. Sau deci nu au plecat la SRI, la... Păi nu au, sau din ce știu, nu au plecat, acolo. Din ce da. Știu eu, nu au, da, nu au plecat. Aveți informațiile astea acum că, dacă tot ați mai avut ocazia să vorbiți cu acești oameni... Am încercat să înțeleg și eu cum funcționa, pentru că v-am spus, nu, dar n-am știut de existența SIPA. Acești oameni că veneau niște comenzi pe linie politică, de exemplu, să fie scoase anumite dosare din arhivă pentru a fi folosite într-o anumită direcție, de a fi anihilat X sau Y. Nu, nu, nu. Informațiile veneau spre ei. Nu... Este ceea ce mi-a susținut. Asta nu înseamnă că nu trebuie să privim cu rezerva de rigoare. Dar mi-a spus, niciodată nu a avut temă, nu a avut țintă, nu i s-a trasat sarcină pe un anumit persoană. Dar au șantajat vreodată, aceste persoane care sunt dumneavoastră cu ele, au șantajat vreodată un judecător? Ei nu intrau în contact direct. Sau au auzit persoanele dacă respective. Spuneau ei că făceau au... acele rapoarte, făceau rapoarte și așa. Culmea, nu aveau un șef la nivel local. Erau 5, să spun, la Oradea, da, da, la Oradea. Fiecare își trimitea raportul dar cu auzit... informațiile corect. La nivel central. Dar spuneați că au informații din mediu. Au auzit vreodată, domne, în baza a informării care a făcut-o eu la București, a venit, eu știu, Gigel și a vrut să-l facă pe Ionel. Bine, păi dacă nu ar fi avut astfel de efecte, înseamnă că munca lor era în zadar. Informațiile, măsura în care se dovedeau reale, verificabile, nu, eu vorbesc de șantaj. Sigur că trebuiau să producă efecte, dar nu el direct, lucrătorul SIPA, am înțeles. Nu el, cel care le folosea. El era executiv, nu șantajea el. El cred de la alții, că da. Mult mai multe informații am putea obține și cred că e o șansă să le obținem verificând unde au ajuns acele sesizări pe care SIPA le făcea, acele informări pe care apoi SIPA le făcea, pentru că ei trimiteau la celelalte parchete, la celelalte structuri la de ministru, informații și la ministru, și la ministru. Ministrul Justiției. Da, ministrul care era politic. Observați că totuși această structură SIPA s-a axat pe ceea ce înseamnă sistemul de penitenciar. Ca element de bază, informația era colectată de la persoanele ce se afla în cadrul penitenciarului, unde prezentau informații atât de natură personală față de anumiți magistrați, cât și informații necesare a se lămuri cum au fost instrumentate unele cauze. Pentru că au fost situații a persoanele condamnate să fi fost înșelate, păcălite de alte persoane, dându-le bani pentru a cumpăra o soluție în cadrul unui proces. Și erau și cu banii luați și primeau și condamnarea. Acele persoane veneau și dădeau aceste informații, se colectau acele informații, informația colectată când un deținut, când un condamnat plătise sume de bani pentru a realiza cumpărarea unei decizii, erau colectate prin acest sistem, prezentate mai departe
procurorilor pentru a verifica dacă într-adevăr informația asta se poate transforma în probatoriu și să fie o persoană pe urmă trimisă în judecată pentru o faptă de corupție, și de asemenea ajungea din punct de vedere administrativ și la Ministrul Justiției. De ce până în 2006 ajungea și la Ministrul Justiției? Căci în acea perioadă Ministrul Justiției era abilitat administrativ să promoveze în funcții de conducere persoane din cadrul magistraților. În atare situație trebuia să ai tu ca ministru al justiției o informație, un CV, un background asupra persoanei respective. Dar se putea să folosească astfel de informații în alte direcții, nu? Da. Lua contact cu tot felul de informații. Dar are o răspundere. Și... așa și astăzi, orice persoană care deține o informație secretă, serviciu SSID sau strict secret, poate folosi. Adică să nu-i prezumăm pe oamenii care au informații clasificate că sunt deja infractori. Nu! Își respectă obligația de clasificare și de secret de serviciu și de păstrare a informației respective și nu se vârșește. Că mai sunt și anumite abateri în ceea ce înseamnă folosirea informațiilor dincolo de cadrul legal, da, răspund, îi dovedesc și răspund. În caz contrar, îi prezumăm de bună credință. Da, bine, cred că e, și, e greu de dovedit că ministrul nu știu care a transmis informații clasificate partidului și partidul. Cred că e foarte greu de dovedit. Recent o condamnare pe chestiunea aceasta care a făcut oarecare eco în presă. La ce? La ce? No, este vorba de ofițer de poliție judiciară al DNA-ului, cu un de închisoare care da. A furnizat astfel de informații. Haideți să ne uităm puțin în raportul pe care îl publică evenimentul zilei. Raportul acela secret, cu această notă interesantă că e secret de serviciu și eu m-am oprit la aceste nereguli constatate de comisie. Sunt pe pagina 3. Și ce spune aici? Ce au constatat, ce a constatat comisia? Comisia a identificat nereguli cu privire la evidența, păstrarea, procesarea, multiplicarea și distrugerea informațiilor secrete de stat în contradicție cu prevederile hotărârii de guvern 5815/2002 privind standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate. Cu prilejul verificărilor s-a constatat că aceleași documente apar în dosare diferite în foarte multe cazuri, exemplarele 1 și 2 se repetă sau apar în dosare ori volume diferite, în copie Xerox. Știți că am discutat de copie Xerox, că se face în raportul ăsta scrie foarte clar că exista acel aparat Xerox. Știi Xerox că domnul acolo, Danilet spunea că n-a văzut niciodată niciun Xerox pe acolo. Scrie în raport și bănuiesc că asta e oficial, adică... Era chiar în perioada aceea. Deci documente copiate, Xerox... Multiplicate și așa mai departe. Și multiplicate? Păi cine le-a multiplicat? Aia care au intrat acolo, nu? Da. Că nu, de afară nu poți. Să mai citim din aceste nereguli. Hard-disk-uri rescrise, documente pe CD-uri și așa mai departe. Hai să mai citim ca să înțeleagă oamenii. Că poate păi le-am și aici. Și nu a existat ordin de ministru. Asta este cele mai importante dintre S-a constatat că notele au anexate o serie de adrese, sentințe sau decizii exemplare ale cotidienelor centrale sau locale care sunt evidențiate cu markerul. O serie de documente nu prezintă titlul, iar numărul de înregistrare este înscris cu creionul. Se remarcă ștersături cu pastă corectoare, renumerotarea notelor informative, copierea pe suport de hârtie imprimate pe verso. De asemenea, unele rapoarte prezintă mențiuni s-a făcut Xerox, altele sunt xerocopii, precum și mențiunea nota e pe dischetă. Și discheta au fost unde? Evidențiate și erori materiale cu privire la opisarea unităților arhivistice. Bun. Deci ce să înțelegem de aici? Cine minte, Andrei Bătă? Păi nu, sunt câteva elemente clare. Documentele s-au copiat. Unele au ajuns la Monica Macovei, se spune foarte clar în acel raport, iar exista Xerox acolo, s-a rescris hard-disk-ul, nu a existat ordin de ministru. Este, mi se par lucrurile foarte clare. Problema este de ce, când a făcut acest raport, să pădim pe doi conform legii, cum scrie la lege Ministrul Justiției, trebuia să se zice, domnul avocat, nu, parchetul, SRI-ul, organele abilitate. Deci era obligat, prin lege, să facă lucrul ăsta. Nu a făcut. Și de aici putem... spune multe. Dar în momentul ăsta se poate face o anchetă? Adică trebuia făcut atunci. Atunci trebuie făcută conform acestui raport. Ce ziceți, domnul Lele? Ați fost procuror, adică cât de greu e să mai încheteze așa ceva? Dacă au există distrus, au șters, au înlocuit? Obligația sesizării, este infracțiune, corect. Nesesizare organelor judiciare. Cum, în ce măsură este prescrisă sau nu, este o altă discuție, trebuie văzut exact în concret ce s-a întâmplat. În rest, eu cred că atunci când până la urmă se va ajunge la a fi deschis această
arhivă SIPA, vor fi foarte dezamăgiți cei care vor constata că nu găsesc mare lucru acolo. Păi dacă s-au sustras, cum sugerează acel raport, domnule, mai bine căută la ăștia acasă. Dar funcționa acest serviciu după niște ordine interne foarte riguroase, care îi obliga să care ordine îi obligau să distrugă tot ce depășea un an. Așa, și eu vă întreb. Iar noi avem acolo posibilitatea de a găsi parcă pe vreo 5-6 luni de zile cât... Așa. De ce nu există niciun ordin de distrugere cu un raport din ăla spunând am distrus? Nu știu. Ordinele respective priveau ceea ce se acumulase cu un an în urmă. Dar nu există ordinele. Trebuie să fie existat. Am înțeles de la doamna Gârbovan că nu există aceste ordine. Doamna Gârbovan nici... nu știu dacă a avut acces nemijlocit la arhivă. Înțeleg că conform legii așa se face. Domnul Dăniuleț a recunoscut că atunci când nu știu ce au făcut pe acolo, n-au opisat, n-au făcut nimic. Ei au intrat, au plimbat hârtirele la așa și au plecat. L-au fi copia ce au făcut, dar n-au scris acolo. Domne, am intrat în arhivă la data de ora D. Am ieșit la ora 17. Am luat cunoștință de următoarele dosare. 10 dosare am verificat azi, 5 mâine, 7 pe mine. El a scris așa ceva. Nici el, nici ceilalți. Și o problemă. Nici nu aveau habar. Păi așa scrie la lege. Ce aveau acces la momentul respectiv. Scrie așa la lege? În acea fază inițială încercau să se dumirească. Ce au găsit acolo și... Știu la ce a putea fi. Nu, dar din 2013 până în 2017 cred că s-a mai ars vreun bec în arhivă, că totuși... Doamne, înseamnă că a fost un bec de foarte bună calitate, dar a existat aproape 7 ani de zile. Da. Nu? Dar de ce ziceți, domnulele, că o să aibă o surpriză că nu găsesc, pentru că au fost distruse? Pentru că aceste rapoarte pe care le trimiteau cei din teritoriu, care erau mai puțin de 200 de persoane la nivel național. Gândiți-vă că Serviciul Român de Informații știu că la un moment dat avea în jur de 20.000 de angajați. Deci Aproape. Da, și despre SIPA s-a spus că avea aproape 1.000, că 200 a avut în 92 când s-a creat prima dată. Nu aveau sub 200 de persoane, de angajați. De ofițeri. Deci erau pur și simplu oameni care aveau birourile așa, în penitenciar. Și rețeaua de informatori, câți informatori avea fiecare? Nu aveau informatori. Erau persoane care aveau, cu care aveau legătură, pur și simplu, urma experienței profesionale pe care o aveau până în momentul respectiv. Și ei nu știau cu cine o de face? Da, trebuie să luăm publicitate. Aceasta este specificul activității de culegerea informațiilor. Nu le pot, nu-ți vin din cer. Evident. Trebuie să stai de vorbă cu informator, oameni, să ai acces la documente. Ori știi, ori nu știi, eram informator. Da, hai să luăm o scurtă pauză de publicitate și apoi...